Cu 10 ani în urmă, timp ce eram student la Facultatea de Teologie în București, o biserică dintr-o comună de lângă București, la aproximativ 30-40 de kilometri, rămăsese în perioada aceea fără păstor. Și săptămânal mergeam și slujeam acolo. Am început prin a sluji cu predicarea, întâlniri de tineret, de asemenea implicare în păstorirea oamenilor din biserica aceea în perioada aceea de tranziție, de incertitudine. Și a fost o biserică care s-a lipit foarte tare de inima noastră. Ne-am lipit inima de oamenii aceia care ne-au primit în casele lor, mâncam împreună, creșteam, prindeam și eu experiență. Și eram căsătorit cu Paula, o aveam pe Hadasa, eram micuță. Uneori mergeam la examene cu ea în brațe, cu biberonul într-o mână, cu foile în cealaltă mână. Și ca familie tânără într-un oraș mare, cu multe cheltuieli la început de drum, nu era întotdeauna foarte ușor. Și adeseori plecam de la frații de acolo, de la biserică, fiind într-o comună, cu câte o sacoșică, așa, cu ouă, cu brânză, cu făină, cu ulei, cum se practica înainte. Și într-o zi am primit un telefon de la un frate simplu de acolo din biserică, cu o familie credincioasă, frumoasă, și m-a rugat să-i spun unde sunt, că ar vrea să ne intersectăm. Chiar atunci ne plimbam în muzeul satului, eram cu Paula, cu Hadasa, și cam într-o oră a ajuns și fratele respectiv, n-a stat cu noi, mi-a zis: frate, nu pot vorbi și eu sunt grăbit, eu sunt doar mesagerul. Și mi-a dat un fel de felicitare, un fel de plic în care pui așa o felicitare din aia lungă, și a zis: Domnul să vă binecuvinteze, și a plecat. Nu prea am știut ce înseamnă lucrul ăla, așa că ne-am așezat pe o bancă și am zis: hai să vedem, să citim. Și când deschidem, descoperim faptul că era un mesaj de încurajare, dar pe lângă mesajul acela de încurajare era și o donație sub formă de bani. Am rămas puțin blocați în momentul în care am luat acei bani și am văzut că sunt 5.000 de lei sau 50 de milioane vechi, cum erau. Nu știu cum sună pentru voi suma aceasta. Trăim vremuri în care o familie trebuie să aibă minimul, da, lunar în casă, atâția bani ca să poți supraviețui. Dar pentru noi atunci, doi tineri studenți cu un copil micuț în București, nu mai primisesem niciodată, nu mai văzusem atâția bani împreună la un loc. Nu am știut cum să reacționăm, decât să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu, să ne proșternem și să îi mulțumim pentru faptul că a ales să reverse peste viața noastră din senin, de nicăieri. Nici n-am știut de unde sunt acei bani. De la cineva care n-avea nicio obligație față de noi, Dumnezeu a ales să reverse o bogăție de har, un har îmbelșugat peste viața noastră, care a fost de mare ajutor și care a rămas ca o piatră de aducere aminte în viața noastră că Dumnezeu niciodată nu-și lasă copiii. De câte ori în feluri diferite nu am experimentat fiecare dintre noi bogăția harului lui Dumnezeu, har nemeritat, har care a transformat de atât de multe ori mâinile noastre goale în hambare pline de bucurie și de viață. Acesta este subiectul la care vă invit să continuăm să privim în această dimineață în studiul cărții Rut, și anume harul bogat al lui Dumnezeu. Așa că înainte de a intra să vedem copacii din capitolul 2, să privim puțin pădurea, și aș vrea să lecturăm capitolul 2 din cartea Rut, după care vom începe să ne plimbăm printre versetele pe care le vom citi. Rut, capitolul 2. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut, moabita, a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns: du-te, fiica mea.
Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat ca ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi. I-au răspuns: Domnul să te binecuvinteze. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: A cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: Este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis: Dă-mi voie să strâng să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi de dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut: Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor. Să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicile mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slujilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile. Atunci s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz a răspuns: Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta în țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai dinainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis: O să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers în inima slujnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicile tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: Apropie-te, mănâncă pâine și înmoaie-ți bucata în oțet. Ea a așezut lângă secerători. I-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns. Apoi s-a sculat ca să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: Lăsați-o să culeagă spice și între snopi și să nu opriți. Și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice. Să o lăsați să culeagă spice și să nu înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o iefă de orz. A luat-o și a intrat în cetate și soacra sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și i le-a dat. Soacra sa i-a zis: Unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: Omul la care a muncit azi a zis: Ea se numește Boaz. Naomi a zis nurorii sale: Să fie binecuvântat de Domnul care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, i-a mai spus Naomi, care este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut Moabita a adăugat: El a mai zis: Rămâi cu slugile mele până vei isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către nora sa Rut: Este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzului și seceratului grâului și locuia cu soacra sa. Amin. Ne aflăm în seria noastră din Cartea Rut și în primul capitol am văzut modul în care Dumnezeu, în îndurarea sa cea mare, în ciuda căderilor noastre, în ciuda eșecurilor noastre, în ciuda pribegiei noastre, în îndurarea sa cea mare, Dumnezeu inițiază căutarea celor păcătoși cu scopul de a-i răscumpăra din eșecurile lor, din mijlocul tragediilor prin care trec, cu scopul de a-i aduce înapoi acasă, pe cărarea vieții, în casa pâinii. Deși cartea debutează cu o foamete și o plecare, capitolul 1 se încheie cu revenirea Naomei alături de nora sa Rut înapoi acasă, în casa pâinii și nu oricând, ce am văzut data trecută, exact la începutul seceratului orzului. Un detaliu care face trecerea înspre ceea ce Dumnezeu intenționa pentru aceste două suflete pe care le-a adus înapoi acasă de pe cărările Moabului cu mâinile goale, și anume
Dumnezeu urma să umple mâinile aceste goale, să umple viețile văduvelor Naomi și Rut. Cadrul acesta este setat încă din introducerea capitolului 2, dacă vă uitați, versetul 1 aduce pe scenă un personaj nou. Capitolul 2 îl aduce pe scenă pe Boaz, un nume a cărui rădăcină înseamnă Iahve este putere sau puterea lui Dumnezeu. De fapt, Boaz are să fie un arhetip al lui Dumnezeu care în puterea sa se apleacă, în dragostea lui, se apleacă spre cei flămânzi, spre cei cu mâinile goale, neajutorați pentru a-i răscumpăra ca să-i pună din nou pe picioare. Și prin câteva detalii extrem de importante, autorul strânește curiozitatea cu privire la tot ceea ce are să înceapă să se întâmple. Un prim detaliu important. Faptul că Boaz era o rudă din tribul lui Elimelec, cel mai probabil din tribul efratiților. Ce înseamnă asta? Faptul că Boaz avea dreptul să-și folosească influența, puterea și resursele pentru cei care erau legați de tribul său. Dar mai important, Boaz nu era orice fel de bărbat. Dacă vă uitați, pasajul îl descrie ca fiind un om foarte bogat, extrem de bogat. Termenul folosit include mai mult decât ideea banilor. În vremea lui era un om cu renume, un om influent. Într-o lume în care am asistat, observați până acum, la un cadru al neputinței, în care bărbații rând pe rând mor. Nu pot să ofere hrană familiei. Nu pot să mai îngrijească de familie. Un cadru al morții. Dintr-o dată, pe scenă, apare un bărbat puternic, un bărbat cu renume, un bărbat cu influență, un bărbat care are toate resursele necesare pentru a schimba starea celor aflați în neputință. Și prin modul în care plinătatea lui Boaz va ajunge să umple goliciunea din mâinile lui Ruth și a Naomei, Dumnezeu ne va învăța despre modul în care doar Iahve, doar Dumnezeu, doar puterea lui și doar resursele lui pot să umple goliciunea umanității cauzată din cauza păcatului. Și toate acestea datorită bogăției harului său pe care îl oferă fără plată celor care oricum nu ar putea și n-ar avea cu ce să plătească. Ca o mâinile goale. În ce fel se manifestă această bogăție a harului lui Dumnezeu? În primul rând, harul lui Dumnezeu se vede în providența lui Dumnezeu. Acesta este primul lucru la care vreau să privim. Harul lui Dumnezeu se vede în providența lui Dumnezeu și atunci când vorbim despre providența lui Dumnezeu, ne referim la acea lucrare a lui Dumnezeu față de aleșii săi, față de poporul său, lucrare prin care Dumnezeu pune cap la cap toate piesele de puzzle. Inclusiv eșecurile noastre, tragediile noastre, lipsurile noastre, căderile noastre, pentru ca în final toate lucrurile din viața aleșilor lui Dumnezeu să producă și să ducă la bine, întotdeauna. Fără excepție. Asta înseamnă providența lui Dumnezeu. Ceea ce Apostolul Pavel va aminti surprinde prin cuvintele, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Într-un context în care vorbește de sabie, de foamete, de lipsă de îmbrăcăminte, da, în viața aleșilor lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează spre bine. Ei bine, odată ajuns în Betleem, un anunț brusc, observați, rupe tăcerea, Rutu anunță pe soacra sa că va pleca în căutarea hranei necesare supraviețuirii și observați faptul că autorul păstrează constant înaintea ochilor noștri acest reminder, această reamintire, da, cu privire la faptul că Rut era o străină. Venit într-un popor străin, folosind mereu și mereu expresia Rut, Moabita. E ca și cum ai spune, nu știu, Iosif, ologul, sau, da, dacă ar avea o problemă. Tot timpul te urmărește treaba asta. Rut, Moabita, străina, idolatra, venită dintr-un popor idolatru. Rut era o străină, un outsider, cum spune englezul și noi, că am împrumutat cuvântul. Nu era parte dintr-un trib care se poată să-i ofere trecere, să-i ofere protecție. Pentru o femeie, mai ales o femeie străină,
Nu era cel mai sigur lucru să mergi pe ogor ca să strângi spice din urma secerătorilor. După cum știți, Dumnezeu reglementase prin lege această practică în care proprietarii de pământ mai bogați, atunci când își culeg ogoarele, să lase în spate spicele care au căzut sau care n-au fost culese cum trebuie, pentru ca cei mai săraci din popor să poată să vină să adune ce rămâne ca să nu moară de foame. Vremurile erau foarte grele. Proprietarii de teren însă, nu toți erau foarte ascultători de lege. Nu toți erau binevoitori. Exact ca atunci când te duci la Kaufland și vine cineva și îți cere cei 50 de bani, bineînțeles că sunt și mulți care nu merită, dar poate unii merită. Sunt unii care, da, le dai căruțul, alții nu lasă, du-te în altă parte. Și prin această practică nu puteai să îți câștigi averi. Puteai doar să-ți câștigi pâinea necesară pentru ziua respectivă, să nu mori de foame. Era o muncă istovitoare, în căldură, Israelul are temperaturi ridicate. Doar că Rut dovedește o atitudine de curaj, de loialitate, într-un context în care putea să fie ușor ținta unor abuzuri. Așa că își asumă prin credință căutarea unui ogor al cărui proprietar în cele din urmă se va îndura de ea. Așa că pleacă, o să mă duc sperând că o să capăt trecere înaintea cuiva. Dar observați ce se întâmplă, printr-un joc de cuvinte, parcă autorul ne pune puțin în cadru să înțelegem ce se întâmplă. Modul în care, de fapt, Dumnezeu în spatele culiselor este la lucru ca să facă bine aleșilor săi. Versetul 3, versetul 4... S-a întâmplat. Observați expresia. Rut pleacă. S-a întâmplat ca acest ogor pe care se află să fie chiar ogorul lui Boaz. Deși Rut putea să aleagă orice alt teren, orice alt câmp, orice alt ogor, se nimerește exact pe terenul lui Boaz. Să fie aceasta oare coincidență, să fie oare noroc? Păi ce noroc? Nici de cum. Ceea ce nou ni se pare întâmplător, nu este întâmplător pentru Dumnezeu. El este cel care conduce pașii omului la locul potrivit pentru a se arăta la momentul potrivit. Și iată că, ce se întâmplă după asta? Se întâmplă că Rut ajunge acolo și iată că vine și Boaz. Chiar atunci, chiar în acel moment, se intersectează căile lor. Să fie oare o întâmplare? Nici de cum, dimpotrivă. Ceea ce se întâmplă este o programare divină, este o întâlnire pe care Dumnezeu o orchestrează ca Dumnezeu să înceapă să reverse harul său îmbelșugat peste viața celor două văduve. Cât de frumos spune cartea Proverbe, vorbind despre această realitate, Proverbe 16, versetul 9, inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Aceasta este, dragii mei, providența lui Dumnezeu care îi poartă pe aleșii săi în carul său de biruință, lucrând cu exactitate precisă chiar și atunci când noi în jurul nostru nu putem să vedem decât mâini goale și dacă cumva cineva se va îndura de noi să nu murim astăzi. Să fi fost oare o întâmplare faptul că cândva, la întâlnirea unei biserici poate, ai auzit o cântare sau o predică care ți-a mișcat inima și te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul în timp ce prietenii de-ai tăi poate se aflau la grătar sau la meci și te-au chemat și pe tine. Să fi fost doar o întâmplare faptul că într-o zi pe tren ai mai mers de zeci de ori cu trenul. S-a întâmplat ca cineva să-ți vorbească Evanghelia și te-ai întors la Domnul. Să fie oare noroc, coincidență, întâmplare? Să fie oare în afara știrii lui Dumnezeu amărăciunea și depresia și greutățile din viața ta prin care treci astăzi, dezamăgirile pe care le experimentezi? Nici de cum. Toate lucrurile acestea sunt în știrea lui Dumnezeu și în bogăția harului său. Dumnezeu lipește împreună pașii noștri, pașii vieții noastre, cu tot cu tragediile ei, cu tot cu eșecurile ei, cu tot cu greșelile pe care le-am făcut, astfel încât în cele din urmă să ne aducă, să ne conducă pe câmpurile adevăratului Boaz, care este Dumnezeu. Dumnezeul cerului și al pământului, prin a cărui putere și bogăție, El este atât de bogat încât nu există mână prea goală pe care El să nu o poată umple.
Nu există viață prea distrusă pe care El să nu poată să o restaureze. Nu există amărăciune prea mare pe care El să nu poată să-L transforme sau să o transforme în cântec de laudă. Nu există. Nu știu care sunt circumstanțele tale prezente. Poate ești în boală, poate ți-ai pierdut locul de muncă, poate ai pierdut o persoană dragă, poate oamenii din jurul tău te-au dezamăgit sau te dezamăgesc într-un fel sau altul. Dragul meu, rămâi în credință. Rămâi încrezător în promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este la lucru și conduce pașii vieții tale, dacă ești copilul lui, El conduce pașii vieții tale astfel încât în cele din urmă să ajungi pe lanurile lui bogate, din care vei culege din abundență. Ce har bogat, ce har îmbelșugat, care se vede nu doar în providența lui Dumnezeu, care lucrează întotdeauna spre binele nostru. Al doilea lucru în care vedem bogăția acestui har, harul lui Dumnezeu se vede în grija lui părintească. Harul lui Dumnezeu se vede în grija lui părintească. Ca orice proprietar de pământuri, Boaz vine într-o vizită de inspecție, să-și vadă pământurile, să vadă angajații, dacă își fac treaba, doar că imediat observă ceva nou. El îi cunoaște pe toți pe care i-a dus acolo. De data asta e cineva nou acolo, e o tânără, e Rut. Și ochiul lui se oprește și întreabă, a cui este tânăra aceasta? Observați, nu întreabă cine este tânăra aceasta. Îl interesează în primul rând apartenența ei. Boaz întreabă care este tribul din care face parte. Cine o deține? Și imediat este pus în temă. Este o tânără, dar nu orice tânără, ci este o tânără din nou. Moabită. Este tânăra moabită care a venit cu Naomi în poporul nostru. Supraveghetorul lucrărilor îl pune imediat la curent cu privire la faptul că de dimineață de când a venit nu s-a oprit decât o singură clipă. Trage din greu pe câmp, muncește ca un rob pe glie. Să muncești pe câmpurile însorite ale Israelului era foarte greu. Mai ales când sporul era foarte mic. Nu culegeai din belșugul lanurilor. Ca om sărac, fără drepturi, veneai în urma celor care au secerat deja bogăția și aici și acolo mai găseai câte un fir de grâu sau de or scăzut și îl culegeai. Și acum momentul adevărului. Providența divină, vedem faptul că o aruncă pe Rut pe câmpurile lui Boaz. Dar întrebarea este, ce va face Boaz oare? Ce va face cu această străină venită tocmai din Moab, exact pe câmpurile lui? O va brusca oare? O va îndepărta? O va respinge? O va disprețui? Îi va vorbi cu asprime? Așa cum mulți făceau? Dimpotrivă, iată primele cuvinte rostite de Boaz. Ascultă, fiică. Fiica mea, ascultă. Boaz se apropie de Rut cu o dragoste curată, ca dragostea unui tată față de fiica lui. Și de la primul lui îndemn, Boaz descoperă sau îi descoperă care sunt intențiile inimii lui față de ea. Nu te du în alt ogor. Rămâi în acest ogor. Nu te îndepărta. Eu, proprietarul, te invit personal să rămâi aici, să nu pleci. Rămâi alături de slujitorii mei și du-te alături de ei să culegi de pe câmpurile mele. Vă puteți închipui ce impact emoțional au avut aceste cuvinte într-o tânără străină, într-o țară străină, cu posibilitatea de a fi abuzată, respinsă, apăsată de trecutul ei, de identitatea, da, care, sub care era cunoscută? Ce impact au avut cuvintele lui Boaz în inima ei? Mai mult, Boaz își manifestă grija atentă ca cea unui părinte față de copilul pe care îl iubește prin faptul că o asigură pe Rut de protecția lui. Versetul 9 spune, am poruncit slujitorilor mei să nu se atingă de tine. Boaz o asigură de faptul că însăși brațul său o va păzi și o va proteja pe deplin fără să îi se întâmple nimic rău. Cu alte cuvinte, Boaz spune, n-are voie nimeni să pună măcar un singur deget pe această tânără moabită.
Este sub paza mea. Este sub protecția mea. Și Boaz face un pas și mai departe. O invită pe Rut să se ducă cu libertate să bea din vasele de apă în care slugile sale vor scoate apă și vor pune apă. Prin această invitație, Boaz transmite deja faptul că îi oferă un oarecare statut lui Rut pe câmpurile acelea. Deja Rut primește mai mult decât și-ar fi putut imagina o femeie ca ea. Ea nu mai era un simplu culegător sărac sub posibilul atac al disprețului, respingerii, ci era cineva pe ogorul unui stăpân care i-a dat dreptul să culeagă alături de ceilalți și să bea din vasele de apă ale lui. De fapt, autorul introduce o temă pe care urmează să o dezvolte tot mai mult, și anume tema integrării unui străin. Tema integrării unui străin într-un popor din care nu face parte. Străinii erau cei care scoteau apă pentru israeliți. Vă amintiți, nu? Erau folosiți la aceste treburi. Dar de data aceasta, o străină este invitată să bea din apa scoasă de israeliți și pusă în vase. Nu ai cum să nu te gândești instant la acea convorbire care avea să aibă loc peste sute de ani, lângă o fântână, când Mesia, când Hristos se apropie și cere apă. Și acea femeie samariteană spune: cum tu, iudeu, ceri de la mine? Nu știi că iudeii nu se ating de vasele care noi bem, ca să nu se spurce, să nu se murdărească. Dar Iisus se atinge de cei păcătoși. Se atinge de nevoile lor. Le schimbă viața. Pentru că harul său bogat este mai mare decât poate cineva să cuprindă cu mintea. Dragostea lui este atât de adâncă și înaltă încât inima omului nu poate să o cuprindă vreodată. Așa că în fața unei astfel de iubiri, Rut nu poate decât să se prăbușească la pământ înaintea lui Boaz. Cum se poate așa ceva? Eu, o străină, să fiu tratată astfel de tine ca o fiică a casei? Pentru că Rut își simțea vulnerabilitatea. Își simțea înstrăinarea și trecutul care o apăsa în mijlocul acestui popor nou, stigmatul care o urmărea. Și iată că descoperă o milă și o dragoste manifestată față de ea, de parcă ar fi fost un membru al casei. Un om pe care l-a cunoscut mai dinainte cineva. Cum se poate așa ceva? Și se pare că Boaz o cunoștea mai dinainte. Știa trecutul ei. În versetul 11, versetul 12, autorul face aluzie la o anumită sursă din care Boaz deja aflase cine era Rut și cum și-a părăsit casa, părinții, poporul, ca să vină într-un popor necunoscut, ca să se adăpostească sub aripile Dumnezeului lui Israel. Așa că Boaz se roagă peste Rut și face această rugăciune care, rezumată în esența ei, asta înseamnă: Dumnezeu să-ți umple viața pe deplin sau să-ți fie plata deplină din partea lui Dumnezeu. Referire la faptul că doar Dumnezeu poate să umple cu adevărat o viață. Doar Dumnezeu poate să umple golul lăsat în inimi de amărăciunea păcatului. Doar Domnul poate să umple mâinile goale din care s-au scurs rând pe rând toate bucuriile vieții și parcă plăcerile vieții s-au dus, nu mai am pentru ce să trăiesc. Ei bine, Dumnezeu poate să umple pe deplin încă acele mâini rămase goale. Când vii și te adăpostești sub adevăratul protector, sub aripile lui, El poate să umple viața ta pe deplin, fără să mai rămână nimic gol sau neumplut. Fața acestei inimi plină de grijă și dragoste părintească, care invită la libertate, care invită la belșug, observați că inima străinei Rut începe să se încălzească, începe să clocotească de bucurie, de pace, în așa măsură încât fricile, grijile, neliniștii inimii ei se duc ca un abur. Se depărtează. Spune în versetul 13: și a zis: să capă trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat. Și vorbele tale au mers unde? La inima slujnicei tale. Ea se aștepta să fie respinsă, să fie disprețuită, să fie privită de sus.
dar este primită ca o fiică. Cuvintele lui Boaz îi mângâie inima. Ajunge în cele mai mari adâncime ale inimii, acolo unde se afla panică, anxietate, paralizie. Și toate le îndepărtează. Aceasta este bogăția harului lui Dumnezeu, care din niște străini a făcut din noi membri ai casei lui Dumnezeu. Deși eram apăsați de trecutul nostru, deși eram distruși de păcatul nostru, fără să avem măcar curajul să mai ridicăm ochii din pământ, eram gata să trăim doar din mila altora. Când harul lui Dumnezeu a intersectat pașii vieților noastre, nu-i așa că prin glasul lui de tată ne-a pus la dispoziție vasele lui și ne-a invitat să bem din vasele lui, să ne apropiem, să nu mai trăim ca niște străini, ci să venim să fim copiii lui, să ne astâmpere setea. Ne-a chemat să rămânem fără frică în casa lui, pentru că el însuși ne va păzi. El însuși este protectorul casei. Și fără voia lui, fără știrea lui, nimeni nu are voie să miște măcar un deget împotriva aleșilor lui. De asta apostolul Pavel spune: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Nu contează că am fost cândva moabiți, nu contează că am fost cândva idolatri, nu contează că am fost străini și îndepărtați de poporul lui Dumnezeu. Sub aripile celui prea înalt, toți cei care vin prin credință să se adăpostească pe ogorul lui Dumnezeu, toți sunt copiii lui Dumnezeu, că tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul, nu doar libertatea, ci dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a cunoscut mai dinainte și ne-a iubit mai dinainte. Oare nu tocmai dragostea Tatălui sau dragostea Lui de Tată a cucerit inimile noastre? Ce ne-a atras la El? Ce ne-a făcut să răspundem cu dragoste, cu prețuire, dacă nu tocmai momentul acela în care cuvintele Lui și dragostea Lui au intrat în adâncimile inimilor noastre, alungând rușinea, mizeria, disprețul, superioritatea altora? El le-a luat pe toate cu glasul Lui, cu grija Lui părintească. Dar nu doar atât. Harul nu se vede doar în providența Lui, care lucrează tot timpul spre bine, în grija Lui părintească pe care o arată față de viețile noastre. Al treilea lucru la care privim este faptul că harul lui Dumnezeu se vede în generozitatea abundentă a lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se vede în generozitatea abundentă a lui Dumnezeu. Boaz ar fi putut opri să îngăduie lui Rut să culeagă spice în urma secerătorilor, asta-i cerea legea. Și n-ar fi fost condamnat în niciun fel, dimpotrivă ar fi fost lăudat, un om de caracter. Dar Boaz are o inimă harului, a harului care trece dincolo de lege. Harul care atunci când cineva îți cere să mergi cu el o milă, tu mergi cu el 2 mile sau 5 kilometri în loc de 2 kilometri. Așa că la vremea prânzului Boaz nu o lasă pe Rut să stea separată de ceilalți. Observați? Versetul 14. Boaz o invită la masă și pe Rut. Mai mult decât atât, o invită să ia din aceeași pâine și să moaie în același bol pâinea, în bolul cu oțet. Așa cum noi folosim oțetul, da, la salate, pe câmp, la muncă, oamenii foloseau oțetul tot timpul la mesele lor. Îi pune la dispoziție bucatele de pe masă și nu doar că, observați, nu doar că mănâncă și se satură. Un lucru foarte greu în vremurile de atunci, te saturi. Să ai mâncare suficientă, să te saturi. Dar îi mai și rămâne să ia cu ea la pachet. Parcă ne amintim de ucenicii care, după ce Iisus înmulțește pâinea și hrănește mii de oameni, mai și strâng câteva coșuri cu firmituri de pâine. Din nou această tema integrării străinei lui Rut în mijlocul casei. Rut nu mai face parte din categoria săracilor care vin de departe după ce secerătorii au trecut, ci Rut de data aceasta este așezată la masă alături de stăpânul casei să mănânce din aceleași bucate cu el și să moaie în același bol cu oțet ca stăpânul casei.
când mâncarea rămânea, întotdeauna era semnul belșugului și al providenței, al proviziilor din abundență. Mai mult decât atât, când Rut se ridică, observați, să plece iarăși la secerat, ce face Boaz? Boaz se ridică și poruncește ca Rut să fie lăsată să culeagă nu doar de pe urma secerătorilor, ci să culeagă dintre snopi, din ceea ce deja a fost cules, din rodul bogat al câmpului. Are voie să ducă să culeagă de acolo. Mai mult, dă poruncă slujitorilor săi, ba chiar voi să vă duceți, să culegeți pentru ea dintre snopi spice să-i dați. Și nimeni nu are voie să o oprească în vreun fel, nimeni nu are voie să-i pună vreo limită. Rut poate să culeagă cât vrea ea. Așa că Rut culege spice până seara, ne spune Scriptura, iar la finalul zilei adună aproape o efă de orz, în termenii noștri aproximativ 20-30 de kilograme de grâne. Ar fi fost imposibil de una singură să culeagă atât de mult într-o zi. Ar fi fost imposibil dacă culegea doar dintre spicele răsfirate, în urma culegătorilor, să culeagă atât de mult. În mod normal, de ce este... Cititorii din vremea de atunci erau impactați diferit decât noi. Noi ne ducem astăzi la Kaufland, la Carrefour și îți cumperi cu sacul dacă vrei. După o zi de muncă, rația unui muncitor obișnuit era de maxim un kilogram să iei cu tine acasă. Să ți se dea voie să iei cu tine acasă. Rut pleacă acasă cu un sac care reprezenta plata pe aproximativ o lună a unui slujitor. Într-o singură zi. Este ceva supranatural la mijloc. De asta atunci când Rut ajunge acasă, nu-i de mirare că Naume rămâne blocată. Unde-i cules atâta? Cum e posibil așa ceva? Nu doar că Rut vine cu provizii pe multe zile de aici înainte, dar vine și cu mâncare la pachet. Și dă lui Naomi să mănânce. Mai mult, vine de pe un ogor în care a fost invitată să meargă din nou și din nou și din nou zilnic până la finalul seceratului, fără limită. Versetul 23 ne spune chiar asta a făcut Rut, a cules spice până la sfârșitul seceratului. Așa este harul bogat al lui Dumnezeu. Manifestă o generozitate abundentă față de viețile poporului său, fără măsură, fără limită. În har nu există limite. Nu există păcate prea multe care să nu poată fi iertate. Pentru copiii lui, apostolul Pavel spune, acolo unde păcatul a fost mai mult, harul s-a înmulțit și mai mult. Și observați cum prin această revărsare de har îmbelșugat, abundent, Dumnezeu începe să câștige înapoi și inima Naomei. Să o ridice din depresia ei. Când aude, când vede întreaga scenă, spune, binecuvântat să fie Domnul. Începe să se închine. Începe să se închine. Să recunoască caracterul îndurător al lui Dumnezeu, care este întotdeauna prezent, pentru că ea spune, așa cum Dumnezeu s-a îndurat față de noi, și atunci când am trecut prin trecutul nostru, plin de moarte și de oameni morți, Dumnezeu se îndură și de cei morți și de cei vii. Naomi începe să vadă din nou caracterul plin de îndurare al lui Dumnezeu, așa cum n-a făcut-o până acum. Și când aude care este numele celui care a oferit acest belșug de har, faptul că este Boaz, Naomi începe să prindă speranță, pentru că vorbește despre o speranță viitoare. Ea spune, omul acesta Boaz este dintre cei care au drept de răscumpărare asupra noastră. Naomi începe să gândească imediat la speranța viitoare. Un om în depresie nu prea se gândește la viitor. Știu că poate fi străin pentru cei care n-au trecut prin depresie, prin anxietate, prin și așa mai departe. Dar un om depresiv abia se ridică din pat pentru ziua respectivă, dacă se ridică. Nu poți vorbi cu el despre ziua de mâine, e prea departe mâine ca el să mai gândească acolo. Dreptul oferit prin lege în poporul lui Dumnezeu era ca cel cu drept de răscumpărare să poată să-și cumpere înapoi pe cineva aflat în sclavie sau familia lui îndatorată.
Dar deja Boaz a făcut mai mult decât s-au așteptat. Le-a scăpat de foame, le-a oferit protecția sa. Boaz însă avea și dreptul, puterea, influența să le răscumpere, dar nu avea obligația. Boaz nu era obligat să facă lucrul acesta, pentru că nu era ruda cea mai apropiată a lor. Își va folosi oare Boaz bogăția și puterea să facă mai mult decât a făcut deja? Cu siguranță da. Și vom vedea lucrul acesta, vom descoperi lucrul acesta în mesajele viitoare. Dar ceea ce este important în final să înțelegem este faptul că tema aceasta a răscumpărării a fost deja anunțată. Tema răscumpărării este deja anunțată. Se pare că în spatele cărții Rut, și aș vrea să încheiem cu această viziune, cu aceste concluzii, ca să vedem cât de mare și bogat este harul lui Dumnezeu, în spatele cărții Rut parcă este un fel de ceas care ticăie cu exactitate, ca să arate încotro se îndreaptă firul răscumpărării, arată direcția înspre care se îndreaptă istoria răscumpărării celor păcătoși și cu viețile goale. Din întuneric și o lume a morții, iată câteva detalii formidabile. Din întuneric și dintr-o lume a morții, Naomi și Rut ajung pe câmpurile Betleemului, exact la începutul seceratului sau secerișului. Începutul secerișului era exact perioada în care poporul Israel trebuia să sărbătorească Paștele. Ieșirea din sclavie. Ieșirea din Egipt. Exact în acea perioadă era sărbătorit Paștele. Ce timp mai bun pentru o călătorie din Moab în țara promisă decât perioada Paștelui, când sângele mielului a înghițit el însuși moartea pentru eliberarea poporului său? Capitolul 2 se încheie cu sfârșitul secerișului. Rut a cules spice până la finalul secerișului, exact perioada în care poporul prin lege trebuia să aibă și să sărbătorească sărbătoarea primelor roade sau Shavuot. La 50 de zile de la serbarea Paștelui, la finalul secerișului, poporul trebuia să sărbătorească rodul bogat al lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, în sărbătoarea aceea trebuiau să își amintească și să celebreze darea legii de către Dumnezeu poporului său, un moment în care, după ce îi scoate din Egipt, Dumnezeu își pune deoparte poporul prin darea legii ca să arate că ei sunt poporul meu care au legile mele. Să fie oare întâmplător că Rut, o străină, este scoasă din casa robiei la începutul secerișului de Paște și este integrată în poporul lui Dumnezeu la finalul secerișului? Ziua care amintea despre consacrarea poporului lui Dumnezeu prin darea legii? Să fie oare întâmplător că în ziua cincizecimii sau de Rusalii, la 50 de zile după Paște, Duhul Sfânt avea să se coboare peste ucenici, să pună deoparte un popor care să fie al lui Dumnezeu pentru totdeauna, biserica, și de data aceasta legile lui Dumnezeu să le scrie nu pe niște table de lege, de piatră, ci pe inimile poporului. Înțelegem acum cum a reușit Iisus în drumul spre Emaus alături de ucenicii săi să predice Evanghelia din Vechiul Testament, arătând cum tot Vechiul Testament vorbește de fapt despre Hristos, despre răscumpărare. Cum? Iată cum. În fiecare carte, în fiecare pagină din Scriptură, când sap și cauți, ești atent, îl descoperi pe Hristos, care răscumpără pe cei păcătoși din păcat. Doar în El se găsește belșugul de har necesar unui om să fie scos din întuneric și adus la lumină. Doar harul bogat al lui Dumnezeu a făcut posibil ca niște străini păcătoși și neputincioși ca noi să fim scoși de pe câmpiile Moabului și aduși în casa pâinii, unde nu există decât grijă părintească și har din abundență, iertare cu generozitate pentru toți cei care culeg pe câmpiile care aparțin lui Hristos. Dragul meu, pentru ce ai vrea să culegi în alt ogor? Pentru ce ai vrea să culegi în alt ogor? Amărăciune, dispreț, respingere. Când pe ogorul lui Hristos ai găsit belșug din abundență, de iertare, de pace, de dragoste. Ai primit înfierea prin Iisus Hristos, astfel încât Dumnezeu să-ți fie Tată și să poți să-i spui Tată în rugăciune. Dacă cumva te-ai îndepărtat
prin viața ta de ogorul bun al Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să te chem în această dimineață să vii înapoi pe ogorul lui Dumnezeu. Nu vei fi respins, nu vei fi disprețuit, nu vei fi privit de sus. Vă amintiți de fiul risipitor care vine și spune, doar un rob să fiu. Primește-mă ca un rob. Ce face tatăl? Cheamă la vasele de apă cele mai bune. Nu, nu. Hai la masă. Haina cea mai bună, inelul cel mai scump. Hai la masă. Asta este inima harului lui Dumnezeu pentru noi, cei care venim la El și ne apropiem cu credință de El. Să nu uităm faptul că Dumnezeu și-a adus un popor la viață prin har, care să fie al Lui, dar poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă o inimă ca a Lui. Îi observi tu pe Rut și pe Naomi din viața ta, din biserica noastră, cei care au mâna goală, cei care au lacrimă pe obraz, cei care sunt poate priviți de sus de alții, cei respinși, cei plânși, cei în depresie, îi observi? Și dacă da, ce faci pentru ei? Ce facem pentru ei? Le vorbești cu blândețe, cu răbdare, în mijlocul căderilor lor, în ciuda trecutului lor? Sau poate îi disprețuim? Nu-i băgăm în seamă? Dumnezeu și-a adus la viață un popor care să aibă o inimă ca a Lui, așa că biserica nu trebuie să fie armata care își împușcă răniții, ci trebuie să fie spitalul celor în nevoie, celor păcătoși. Un astfel de popor vrea Dumnezeu să fim, care să arate generozitate, la fel cum El ne-a arătat generozitate. Așa să ne ajute Domnul. Amin.